3. 3. Şu doğru, şu değil. Doğru suhli bir şey sağ. Şey kutuydu. Призрак оперы. Спаритуара Дракулы. Да шивов ты сверет камбурит. Да пкоп. Банспарет, антрасу спайба. Брррррр. Рыщ треш бебеле. Вов, cum Вов să dorm când am atâtea întrebări să spun? Ох, Doamne, e ca și în sabră dacă m-am mâncat. Și vă iert, mănânc spatele. Hai, întoarce-te și dă-i scărchina un pic. Tăi păbuși mă întoarce și mă-i scălchina, ești, liniștește. Vov, e că eu am stat și m-am gândit și nu pot să înțeleg. Cum ai tu ai făcut alianță cu copilul ăla, cu Dodona asta? Avem o viață prea dulce alături de tine și am zis că trebuie să găsesc pe cineva să-mi freșe mozgul. Și el e mai bun decât Dodon. Vov, eu pe tine am un sincer te întreb. Deși, și, uite și... Tăi să, casa asta de pe drumul viilor, la Valea Borilor pe care ți-a luat-o, îți place? Tare îmi place, Vov. Bun. La mașina asta lui Oleg pe care a cumpărat-o, îți place? Și mașina, Vov, așa e roșie. E roșie. Dar remontul ăsta pe care ți l-a făcut de toată casa, îți place? Vova, dar remontul cel mai tare îmi place și chiar de mult trebuie. Dar tu spune că noi nu mai avem bani. Este premiul de la omul anului. Vova, e că eu mă întrebam, dar de ce pleacă toți din țară? Ia uite, Șoro plecat, Platon, Cafcăluc, diferiți procurori pleacă. Dar pe acolo, Taisia, clima e mai bună. Da, acolo poți să ieși la plajă, să mănânci crevești, cocos, mănânci banane, să iei copaci. Dar aici la pușcărie și climă să aibă, nu le place. Vova, dar și dacă se întorc ei până în pușcărie? Nu, Taisia, nu trebuie să-i pună în pușcărie. Ei cum aterizează pe aeroport la Chișinău, apă sărazul să duc, ei pot să iei troleibus și ăla și sărazul la Tighina, la 13. Trebuie să-i dau ideea asta lui Cioban. Să fac un troleibus de ăsta care îți ducă deodată de la aeroport, să rază la Tighina. Văpt, că nu trăsnești una. Și lasă eu hohba și tari la bele. Da. Mai Vov, tu parcă ești enciclopedia noastră din bibliotecă. Asta cum? Știi toate prostiile și ești plin de praf. Tare comedioasă ești tot aici. Ați strimat la ai umor, mă ting. Unde ați mă trimis, Vova? Măta. Vov. Gata, ai dor. O, Vov, dar ai văzut ce frumos era Maia Sandu între Zelenski și Iohannis? Ți-a plăcut? Da, tare frumos. Le-a adus aminte de un cântec tare cunoscut. Ceva patriotic așa-i? De Teodorovici? De Tole Druga. Femeie între doi bărbați, știi? Femeie între doi bărbați. Vov, dar erau trei acolo. Mai era și ăsta din Polonia. Apașai că o limbă străină nu strică niciodată. Dar dai să, hai gata, că de-a bășev zvorghez prostii și sunt și copii. Ai noapte bună. Vova. Vov. Ia zi. Ultima întrebare. Ha? Ia ca spune tu, cum crezi? Conducerea asta nouă o să și mai gine în țară? Eu cred că da. Serios? Vova, tu chiar așa crezi? Și ai recunoscut-o chiar acum? Hai gata, te-ai zavodit de-a mea deodată. Ia maha joc și ești tot. Ești culcă doar. Atâta ce trebuie. Noapte bună. Vov. Uite, și nu mai ce să am. Și vrei, Taise. Ultima, promit. Taise, gândește, dacă iar vrei să mă trebuie o prostie, poate pe ghid nu mă trebuie. Bă, dacă chiar nu-i interesant. E, dacă ți-e interesat, e chiar zi, hai. Uite, și mă trezi, bărchează. Vov, tu nu știi, aici de la 02 chiar înșep un sezon nou? Nu ești sănătoasă, Taise. Nu ești sănătoasă. Ești doar odată.